Consilierii locali ploieșteni s-au certat în ultima ședință a legislativului ploieștean mai ceva ca la ușa cortului, atunci când au fost ridicate problemele financiare cu care se confruntă Termoploiești. Iar ultimul punct, având în vedere că SC Termoploiești este firma Consiliului Local, societatea Consiliului Local, sunt destul de îngrijorat de factorii financiari și analizele financiare care au existat și pierderile care au existat până acum. Asta mai bine eu din punctul meu de vedere, fără subvenție primită din partea primăriei, această societate nu o să fie niciodată de profit. Eu zic să nu vă pripiți și să dați un răspuns în scris, având în vedere sunt realist. Ok. Deci fiindcă este sistemul de cogenerare despre care știți și dumneavoastră, care el nu a mai existat în vara lui 2022. De aici problemele uriașe cu cash flow și ale companiei pe care dumneavoastră ați creat-o și ale primăriei, care noi am creat-o, domnule consilier, faceți parte din Consiliul Local și sunt opozabile hotele Consiliul Local. Nu dumneavoastră ați creat și dumneavoastră ați făcut. Cu toți am făcut. Comisia de bugetul vin. Puneți cât bani am... Eu am aici bugetul. Stânga și dreapta. Dosarele astea. Câți bani a atribuit Consiliul Local în actualul buget pentru subvenția la termie? Vă rog. Prea puțin. 10 domnul milioane. Consilier, am întrebat cât? 10 milioane. Cât? 10 milioane. Domnul consilier, dați-mi voie să vă spun. Apar n-aveți. La clipa asta, subvenția pentru termie nu e cu 10 milioane sau cum este un impresă. Este dată de 58 de milioane. Omul lui Dumnezeu. Deci avem bani suficienți? Un alt subiect care a încins spiritele în legislativul ploieștean a fost legat de modul în care s-a intervenit în ceea ce privește dezăpezirea. Am vrut să sun pe directorul de la poliția locală să ducă să dea amenzi. Știți ce mi-a trecut prin cap? Sincer, îmi pare rău că nu e aici domnul primar. Primul să-l amendez, vă primar. Primul. Și atunci domnul primar mă întreba, băi, stăpâni, nu e sănătos? Și spunea și eu de ce dânsul. Pentru că n-a strâns, trebuia, când s-a anunțat că se ninge, avea datoria să strângă comandamentul, situație de urgență, pentru dezepezire, să ia niște măsuri, să pună toate mașinile în mișcare cu 2 ore înainte și să intervină la timp. Dar revin la cei de la TCE, să le fie rușine că n-au curățat stațiile de autobuz, de tramvai, la trole și așa mai departe. Noi nu respectă directorii de la TCE, nici nu sunt în sală, niciunul. Din păcate, aceste dezbateri aprinse nu par a fi deloc constructive, acest lucru putând fi observat cu ochiul liber atunci când mergem pe străzile din Ploiești.